răsturnată dintr-un sat. Am văzut un om odată, stâne cu fruntea-n mâini lăsată și plângea de parcă toată. Și plângea de parcă toată lumea s-a necat. Am văzut un om odată, stâne cu fruntea-n mâini lăsată și plângea de parcă toată. Și plângea de parcă toată lumea s-a necat. M-am oprit atunci pe cale lângă el. Lacrimile curg și roaie printre degete din palme, și-ți venea să-i plângi de jale. Se venea să-i plângi de jale, călător pornit pe cale lângă i-am zis să nu mai plângă, m-a privit duios și-a pus fruntea-n palma stângă și-a început din nou să plângă, ca și cum ar vrea să strângă. Ca și cum ar vrea să strângă lacrimile ce curgeau de sub crucejos. Când i-am zis să nu mai plângă, m-a privit duios, iar albiața lui curată să ne geliu prăstase toată și-a lui frunte sângerată. Și-a lui frunte sângerată era toată, toată brăzdată, nu mai picioare, răni și sânge,
de la cuie. Iar atunci, plină de nedurare, mi-am adus aminte oare, e străinul din cărare. Când mă netorc, minune mare, nu-l văzut. Azi când trec prin multe sate și prin lume, când văd ușile necuiate, mi se pare că la toate văd un Iisus care plânge. Văd un Iisus care plânge, plin de răni și plin de sânge, ca și atunci.